Doamne, eu ca om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, văzând neputința sufletului meu, miluiește-mă. Sfânta Euharistie reprezintă Sfânta Împărtășanie, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos, reprezentate de vinul și pâinea sfințită. Înainte de a primi Sfânta Împărtășanie, trebuie urmată o perioadă de post, rugăciune și spovedirea păcatelor către Părintele Duhovnic. De-a lungul anului bisericesc sunt patru mari posturi în care ne putem mărturisi și împărtăși.